Ați perfectat astăzi trei transferuri foarte importante pentru echipă. Vă doriți să întăriți echipa din ce în ce mai mult, nu? Eu îmi doresc ce tot ce este mai bun pentru clubul CSM București și în speță pentru această minunată echipă de handbal pe care o avem. Așa cum am spus încă de la începutul uh, mandatului meu la CSM București, este că voi asculta foarte tare ceea ce își doresc antrenorii și stafful tehnic, pentru că uh, dacă ne dorim performanță, trebuie să ținem cont în primul rând de ei. Așa că ele tot să și-a dorit ca la echipă să, uh, să o împrospătăm acolo unde este nevoie. Nici nu am stat pe gânduri, Consiliul de Administrație imediat ne-a aprobat și astăzi am semnat contractele. Înțeleg că nu au fost negocieri foarte grele, pentru că fetele au spus că în momentul în care au auzit de interesul CSM-ului, imediat au acceptat, având în vedere ce nume important în Europa este CSM. Pentru că CSM București are o reputație extraordinară pe plan internațional și asta pe mine mă bucură foarte, foarte tare și este efortul colegilor mei de la făcut atât de recunoscu și cu o reputație atât de minunată în rândul lor. Așa că pe mine mă bucură faptul că au ales să vină la CSM București. CSM București este Clubul Bucureștenilor, este clubul care crește an de an prin performanțe și prin rezultatele pe care le avem și prin oamenii minunați care lucrează la CSM București și sportivi. Det er veldig vanskelig.